Calul credincios și vulpea. Un arab avea mai mulți cai, dar unul dintre ei era bătrân. Era un cal care l-a servit credincios timp de mulți ani, dar pentru că a îmbătrânit, stăpânul lui vroia să se descotorosească de el. Dispar de aici, îi spuse, și să te întorci numai când vei fi la fel de puternic ca și un leu. Bietul cal a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu o vulpe care i-a povestit de soarta lui crudă. Acum nici nu știu încotro să o apuc. Aș vrea să mă întorc la stăpânul meu. Încă îl mai pot sluji? Nu o te amără. Culcă-te la pământ și prepăte că ai murit, îi spuse vulpea. După care fugi la leu. Ei, leule, pe drum zace un cal bort. Du-te, du-te și adu-l aici. Bine, bine, se preocupă leul. Dar cum îl voi căra până aici? He-he, nu te îngrijora, prietene, îi răspunse vulpea. Îl legăm de coada ta. Leul, în cuvință. Au mers până la loc unde era calul și vulpea legă coada calului de cea a leului. După ce strânse bine și ultimul not, mână calul. Hop, hop! Auzind acestea, calul sări în picioare și așa fugi până la casa stăpânului său, trăgând leul furios după el. Când stăpânul văzu acestea, strigă. Bătrânul meu prieten, ești mai puternic decât un leu, te primesc înapoi. Ei, dragi copii, de atunci arabul nu și-a mai alungat caii când aceștia ajungeau bătrâni, pentru că un cal bun nu devine niciodată mârțoagă. Noapte bună!